Și uitați-vă, vă rog frumos, sistemul pe care l-am adoptat de la fațadă ventilator. Proporția este de 4 la 1. Pergolă de lemn pe care o vom folosi și pe post de garaj. Pergola noastră va avea lungimea care se vede în fața voastră. Da? De aici și până la zid am 6 metri jumate și de lungime 9 metri jumate. Problema e că în direcția asta am lemnele acestea. Am avut și mai multe. Numai că de azi dimineață încep să car la ele. Aici am planurile. Acesta va fi garajul, da? Un garaj într-o apă, acoperit într-o apă, sprijinit pe două stâlpi cu baza de piatră. Două bucăți de lemn. Două bucăți de fier cu filet, câteva șuruburi, piulițe și am făcut un sistem care ne ajută să economisim mortarul. Vom profita de acest stâlp ca să facem o bancă, da? Ceva în genul ăsta. Vreau să fac acum un video mic despre stadiul în care găsim peretele acesta, zid de bolțari. Vreau să zic că are fisurile lui, bine? Are crăpăturile lui. Și aici, și aici, da, mai mari. Fac video ăsta ca să nu am reclamații ulterioare după ce fac aici, pentru că aici trebuie să fac un șanț cu excavatorul pentru o mică fundație. Chiar aici, lângă zid, trebuie să fac o mică fundație, da? O să tai betonul ăsta, continui pe aici, până în capătul zidului, Vom face o mică fundație, așa cum am zis, și lângă zidul ăsta vom ridica alt zid, din materialul care l-avem acolo în spate. De ce fac treaba asta? Ca zidul nostru să ne suporte greutatea la pergola noastră. Nu vrem să avem probleme cu cel de lângă noi. Aici, în zona aceasta, trebuie să facem o pergolă din lemn de 10 metri de lată și 6 metri de lungă, unde vom putea parca liniștit sau să facem un grătar de sud. El începe de aici, la pergolă. Am făcut aici o marcă, deci de aici. 6 metri merge încolo. Și se termină aici. Da? Aici am altă marcă. Se termină aici. Pentru asta va trebui să facă o fundație mică și vom ridica lângă zidul ăsta alt zid din bolțari. Din bolțarii pe care îi vedeți acolo, așezați pe câmp. Tot pentru asta ne-am gândit, ca să fie mai frumos, vom sparge betonul ăsta decorativ. Da? Am făcut aici o marcă pentru linia asta. Se vede? Și partea asta zboară, da? Vom sparge și dispare. Pentru ca tot întregul să fie alt model, altă culoare. Așa, în curtea noastră vom avea doar două modele și iarbă. Iarbă proaspăt plantată.
însămânțate. Bine v-am găsit, băieți! Mă bucur să vă regăsesc pe canalul nostru. Acum suntem la o lucrare. Dacă vă aduceți aminte, aici trebuie să facem o parcare deschisă, structură de lemn, acoperiș de lemn, înveliș de plastic și pe învelișul de plastic, pe acoperiș, vom pune o panel solar. Da? Vom pune panele solare, ceea ce acum este de modă. Sunt subvenții, sunt tot felul de subterfugii ca să putem ajunge la ele.
ne bucurăm. Continuăm noi cu lucrarea noastră, vreau să vă explic. Aici am început să facem zidul. Nu vă uitați la zidire, pentru că în orice caz va veni tencuită, da? Totul avem la laser. Sper să se aprecieze. Și uitați-vă, vă rog frumos, sistemul pe care l-am adoptat de la fațadă ventilator. Da? Aici avem consolele fixate în acest perete și un perfil metalic pe care umblă magnet. Da? Magnetul cu ața. Același lucru avem și celălalt capăt și așa putem lucra cu nivelele ridicând după cum ne marchează laserul. Da? Aici avem un zid de 10 metri și în 3 locuri l-am rupt. Da? Am făcut niște stâlpi, stâlpi plini. Acesta, cel din mijloc este dublu, unde se unește structura de lemn, da? De pe acoperiș. Vom profita de acest stâlp ca să facem o bancă, da? Ceva în genul ăsta. Pentru ce facem banca asta? Până aici va veni mașina, da? Va parca. Aici vom pune o limită și de spațiul acesta sub noi vom profita și vom pune lemn de foc, uscat și crăpat. Da? Aici avem stâlpul principal, dublu, pentru că aici o să mi se încheie grinda de lemn, da? Aici. Și mai am un stâlp aici, da? Pe parcursul lucrării o să mai facem ceva video ca să faceți ideea despre ce vorbesc. Se vede laserul? Da? Firul este la nivelul laserului. În 10 metri nu poate face mare burtă, da? Un milimetru cel mult. În sfârșit. Aici avem băiatul care face amestecul. Proporția este de 4 la 1. Da? Un sac de ciment și 4 cuburi de acestea. Betonierea, după cum vedeți, este o betonieră cu frână inclusă. O puteți lucra cu o singură mână, da? Și rămâne în poziția pe care o lăsați. Vreau să vă vorbesc despre o invenție, o șmecherie pe care am văzut-o pe YouTube și am făcut-o și noi. Două bucăți de lemn, două bucăți de fier cu filet, câteva șuruburi, piulițe și am făcut un sistem care ne ajută să economisim mortarul și să mergem cu același rost. Această invenție o pun aici. Folosesc mortarul umplut tot la aceeași înălțime și după aceea cu cealaltă mână trag aici, aici rămâne aceeași înălțime, fixez bolțarul, continui. Da? Și tot așa. O să facem un video și despre acest lucru. Vă mulțumesc! Haideți să vedeți un pic cum a avansat lucrarea noastră. Aici suntem încă cu zidul pe care vom sprijini acoperișul de lemn. Acoperișul de la garajul nostru de lemn, un garaj deschis. Aici am planurile. Acesta va fi garajul, da? Un garaj într-o apă, acoperiș într-o apă, sprijinit pe două stâlpi cu baza de piatră, da? Aici am... Ăsta este zidul pe care noi aici îl facem, da? Ăsta este zidul de care avem nevoie ca să sprijinăm greutatea acoperișului
Și aici este stâlp de lemn pe bază de piatră, da? Piatră bazală. Un acoperiș de 6 metri între stâlpi și 9 metri jumate de cap la cap, da? 9 metri jumate pe 6 metri. Distanța între căpriori 0,62. 62 cm. De ax, de la ax la ax. Da? Bun. Să vă arăt aici acum. Aici, zidul nostru va fi mai înalt ca celălalt și ne folosim de gips ca să ridicăm acești stâlpi de fier pe care vom pune ața noastră cu magnet. Da? Aici am stâlpii noștri de beton și în cealaltă parte se vede că este un pic însorit, da? Am alt stâlp. În mijloc am laserul. Haideți să vedeți cum se vede de aici. Zidul îl vom tencui, da? Îl vom tencui cu o culoare vie și vom pune lumini, senzor de prezență și toate celelalte. Aici jos vom face o bancă, altă bancă și sub bancă vom stivui lemne de foc. În spate am făcut două căderi pentru apă. Dacă aruncăm apă sus, va ieși pe dreapta. Dacă aruncăm apă în partea stângă, va ieși pe partea stângă. Da? Asta este gândită ca să se elimine și să ventileze spațiul dintre cele două ziduri. Haideți să facem proba ca să vă arătăm. Țin să menționez, repet, că între cele două ziduri am lăsat o cameră ventilată, o zonă aerisită și în spatele lor am făcut o rampă. Da? În caz de plouă, printre cele două ziduri, chiar că va intra foarte puțină apă, apa trebuie să iese, da? Și în același timp să se usuce. Facem proba acum, eu o să arunc apă după zid și voi o să vedeți acolo la capăt dacă iese apa sau nu. Muy bien.